Doamnelor și domnilor, am revenit cu partea a treia emisiunii. Continuăm să vorbim despre Facultatea de Istorie și Geografie din cadrul Universității Ștefan cel Mare din Suceava. Iar pentru început facem cunoștință cu Carmen Bădeluță, absolventă a programului de licență Geografie, a programului de masterat GIS și Planificare Teritorială și în prezent doctorandă al Departamentului de Geografie, cu un titlu al tezei de doctorat în reconstituiri paleoclimatice pe izotop stabil ai apei pe ultimii 1000 de ani în peșterile cu gheață din România. Iată, tu ești dovada vie că absolvenții acestei facultăți au reale șanse de angajare. Da, există posibilitate. Eu am avut această șansă. Încă din anul 3 am fost, să zic așa, inițiată în primul proiect de cercetare care a durat 3 ani de zile. Acest proiect s-a derulat în 3 ani de zile, cum am spus, până la sfârșitul masteratului, în care am colectat și analizat probe de apă și pe baza cărora mi-am făcut și teza de masterat. În prezent lucrez tot pe izotop stabil, dar de această dată în reconstituirile paleoclimatice. Ești hotărâtă să urmezi o carieră didactică? Bineînțeles că da. Și în special pe cercetare. Ai fost un student care s-a implicat în mod constant în toate activitățile facultății, ai participat la manifestări, simpozioane organizate de aceasta, ai fost plecată chiar și cu mobilități Erasmus. Da, am fost plecată cu mobilități Erasmus în Anglia, la Newcastle, timp de 2 luni de zile. Apoi am fost prinsă în proiectul Eurodoc, timp de 6 luni, iar recent, adică din martie, m-am întors din Germania pe programul DBU finanțat de către statul nemțesc. Facultatea de Istorie și Geografie vă pune la dispoziție o bază materială foarte vastă și modernă care vine în sprijinul vostru. Da, bineînțeles, avem laboratoare dotate cu fel de fel de materiale și ustensile necesare. Chiar în cazul de față avem, aici suntem în cadrul laboratorului de izotop stabil, avem spectrometrul cu laser, unul dintre cele mai moderne spectrometre la nivel internațional, care valorează peste 100.000 de euro și în cadrul căruia laborator activez și în momentul de față. Sunt invitați și studenții care doresc să își îmbogățească, să zic așa, cunoștințele despre tainele cercetării, în special asupra climei. Facultatea de Istorie și Geografie are reputația, cel puțin în rândul studenților, de facultate ușoară. Ai putea să contrazici această afirmație? Da, bineînțeles că aș putea să contrazic această afirmație, deoarece și istoria și geografia sunt două domenii destul de complexe. Dacă ne referim la departamentul de geografie și în special specializarea de geografie, deci nu cei care vor, viitorii studenți care vor absolvi facultatea de geografie nu vor fi doar, să zic așa, simpli angajați doar în învățământ sau în turism. De asemenea, se pot angaja în domenii precum cadastru, geodezie, topografie, cercetare, în domeniul instituțiilor publice, cum ar fi primăriile și multe altele. Colegii tăi, foștii absolvenți, au reușit să se integreze pe piața muncii? Da, am colegi care lucrează în domeniul meteorologiei, climatologiei, am colegi care sunt hidrologi, profesori, deci un domeniu foarte vast, chiar și cadastru. Ce alte facilități le mai oferă facultatea, având în vedere că se apropie admiterea, iar viitorii absolvenți de liceu vor fi nevoiți să-și aleagă o facultate? Facilități. Bineînțeles că avem un complex de facilități în cadrul facultății și nu doar al facultății de istorie și geografie. Când ne referim în cadrul facultății, probabil și universitatea oferă spații destul de vaste. În primul rând, bineînțeles, o cale spre cercetare, inovare, creație. În domeniul istoriei și geografiei, da, avem studenți care sunt implicați chiar în proiecte de cercetare, am avut colegi și încă avem colegi care activează în aceste proiecte de cercetare și care, zic eu, sunt foarte facile, pentru că doar așa
ne putem, putem avea o vizibilitate nu doar la nivel local sau național, ci chiar internațional, prin publicațiile care apar an de an. Dar încurajez pe colegii tăi mai mici să se implice în astfel de activități, să nu se limiteze doar la orele de curs, pentru că altfel nu vor face performanță. Cu siguranță și cum am mai spus și mai înainte, chiar îi invităm să lucreze printre noi. Avem nevoie de voluntari în laboratoare, oriunde ar fi, că este geomorfologie, că este climatologie, hidrolog sau chiar și în domeniul, că dacă vorbim despre facultate, probabil și cei de la istorie. Totdeauna va fi nevoie de o mână de lucru nouă și tânără, bineînțeles, care vor să urmeze ceea ce facem noi și, bineînțeles, și profesorii noștri vor să lase în urmă pe ceilalți mult mai tineri pentru a duce facultatea la un rang mult mai înalt. Doamnelor și domnilor, continuăm seria interviurilor cu studenții Facultății de Istorie și Geografie, iar de data aceasta lângă mine se află Scripca Dumitrela, studentă în anul al treilea la specializarea Geografia Turismului. Bun găsit! Bună! Bine v-am găsit! Ce te-a determinat să alegi această facultate și implicit această specializare și de ce la USV? Da, în cazul meu am ales această facultate în cunoștință de cauză și nu ca studenți care o aleg ca fiind o a doua opțiune. Am ales această facultate din pasiune pentru geografie și mai ales pentru turism. Și de asemenea am ales facultatea deoarece știu că nu se învață doar teorie, ci facem și practică în anul 2. Așadar, pasiunea este esențială în acest domeniu. Da, exact. Este o pasiune încă din școala generală și am avut ca model profesorul meu de geografie și m-a determinat să continui cu studiile de geografie și la licență. Spuneai de practică. Cum se îmbină teoria și practica la această specializare? Unde vă desfășurați orele de practică? Da, orele de practică se desfășoară în timpul unei săptămâni. Fiecare profesor, coordonator de practică, va alege itinerariul. Și, de exemplu, noi anul trecut am avut practică pe itinerariul Vatra Dornei, Maramureș și Sovata și săptămâna aceasta studenții de la noi sunt plecați în practică pe itinerariul Vrancea, Cheile Tișiței și altele. De asemenea, pentru practica itinerantă, fiecare student trebuie să dețină un caiet în care își va nota fiecare informație dată de profesor și la sfârșitul practicii, bineînțeles, va fi o examinare, un colocviu de practică pe care va fi notat. Cât este de importantă practica? Este foarte importantă deoarece noi în timpul facultății acumulăm teorie și învățăm foarte multe procese care nu pot fi explicate decât în teren și văzute cu ochii noștri mai exact, ca să poată să fie înțelese. Cum spuneai și tu, mulți dintre absolvenții de liceu se înscriu la o anumită facultate, la îndemnul părinților, al prietenilor și puțini sunt cei care se orientează în funcție de pasiuni și de aptitudini. Ce îi sfătui pe viitorii candidați, de ce să aleagă această facultate și această specializare? Ce oportunități au, ce facilități? Da, în primul rând vreau să menționez faptul că Facultatea de Istorie și Geografie din cadrul Universității Ștefan cel Mare din Suceava este printre singura care ne oferă posibilitatea de a învăța, să amenajăm și să planificăm un teritoriu sau un spațiu și de asemenea ne învață foarte multe, mai ales prin intermediul programului GIS, care ne permite să redăm anumite fenomene și procese geomorfologice sau climatice. Și ce pot să-i sfătuiesc? Să vină cât mai mulți la Facultatea de Istorie, deoarece nu vor regreta. Sunt mândră că am absolvit Facultatea de Istorie și Geografie, mai ales specializarea de geografia turismului. Și bineînțeles că voi continua cu studiile de masterat în cadrul acestei facultăți. Unde te vezi după finalizarea studiilor? După finalizarea studiilor mă văd înscrisă la masterat și după, dacă mă va ajuta Dumnezeu și voi avea ambiție cum am avut-o până acum, poate și la doctorat, nu se știe. În ceea ce privește cariera pe care o vei urma, ți-ai propus un obiectiv? Da, încă din generală, din școala generală, mi-am propus să devin profesor.
Îmi plac copiii și îmi place să socializez cât mai mult cu ei, așadar mă văd profesor după terminarea studiilor. Facultatea de Istorie și Geografie vă oferă un domeniu larg de activitate după absolvire, unde se pot îndrepta? Da, majoritatea tinerilor pun aceste întrebări după absolvirea studiilor de licență, mai ales după terminarea studiilor și de masterat în cadrul acestei facultăți. Studenții de la noi pot deveni profesori în cadrul învățământului, pot deveni meteorologi sau cartografi. De asemenea, agent de turism, este și un curs de agent de turism la noi în cadrul facultății de 9 luni. De asemenea, agent de turism montan, sunt foarte multe posibilități de angajare, după cum am spus. Așadar, ca o scurtă încheiere, invităm majoritatea elevilor care termină studiile în cadrul liceului să poftească către facultatea noastră de istorie și de geografie. Îi așteptăm cu brațele deschise pentru a le deschide cât mai multe căi în drumul vieților. Doamnelor și domnilor, alături de mine se află Doina Carp, studentă în anul întâi la specializarea Relații Internaționale și Studii Europene, venită tocmai din Republica Moldova la Universitatea Ștefan cel Mare. Cum de-ai ales această specializare? Am ales Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava din trei motive. Primul, pentru că Universitatea Ștefan cel Mare este una dintre cele mai dinamice instituții de învățământ superior din țară, care are misiunea de a cultiva și disemina cunoștințe tuturor studenților. Cel de-al doilea motiv este faptul că eu sunt îndrăgostită de tot ceea ce înseamnă călătorie, obiective turistice, istorie și cred că Suceava, atât Suceava cât și împrejurimile orașului Suceava, îmi pot oferi această șansă. Și cel de-al treilea motiv este faptul că este universitatea cea mai aproape de casă și astfel îmi pot alina dorul de părinți și de cei dragi mult mai ușor. Ești student în anul întâi, dar totuși ai căutat să te dezvolți personal și profesional, participând la numeroase concursuri și manifestări științifice. Da, pot spune cu siguranță și cert că Facultatea de Istorie și Geografie este ceea ce eu mi-am dorit și am ales vocațional. Facultatea îmi oferă posibilitatea de a mă dezvolta atât profesional cât și personal. Am posibilitatea de a participa la conferințe atât la nivel național cât și la nivel internațional. În luna decembrie am participat la o conferință în Cernăuți, de la care am venit foarte entuziasmată și plină de forțe noi. Săptămâna trecută am avut o participare la o conferință organizată chiar de universitatea noastră și, de asemenea, m-am ales cu o diplomă de participare și cu ambiție de a mă implica și mai departe. Deci conferința este ceea ce te dezvoltă pe tine ca specialist în domeniul ales. Cât este de important ca studenții să participe la astfel de activități extracurriculare? Deci, ceea ce învățăm noi la ore este doar teorie, însă ceea ce înseamnă activități extracurriculare înseamnă practica noastră de zi cu zi. De aceea consider că este foarte important de a ne implica în astfel de activități și anume, eu mă bazez mai mult pe conferințe, și anume la aceste conferințe pentru a ne dezvolta profesional. Ești o persoană foarte activă și te implici de asemenea și în acțiunile de voluntariat. Da, voluntariatul este ceea ce mă poate descrie pe mine. Vreau să vă spun că am un motto pe care mă bazez foarte mult. Oamenii harnici nu cred în noroc, ci în cauză și efect. Are oarecum legătură cu istoria. Deci, voluntariatul mă dezvoltă pe mine. De curând, momentan, fac voluntariat la grupul de inițiativă al românilor din Basarabia și de curând, împreună, într-un parteneriat cu universitatea noastră, am organizat caravana universității, unde am prezentat oferta educațională a universității noastre și viitorilor studenți, potențiali studenți la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, din Republica Moldova. Deci pot spune cu siguranță că anul viitor numărul de studenți străini aici la Suceava va fi dublat. Așadar, au fost foarte încântați de oferta educațională a Universității Ștefan cel Mare. Da, au fost chiar foarte încântați. În Republica Moldova am petrecut mai mult de o săptămână, unde împreună cu domnul decan am umblat din liceu în liceu și le-am povestit despre oferta noastră educațională,
Elevii au fost foarte entuziasmați și interesați de toate posibilitățile pe care le poate oferi universitatea noastră, începând cu bazin de not, cu sală de sport, cu săli de studiu modernizate, cu cămine modernizate, cu bursele la urma urmei pe care le oferă universitatea noastră. Cea mai deosebită întâlnire pe care am avut-o în Republica Moldova a fost o ședință cu părinții în orașul Nisporeni, unde părinții ne-am gândit noi că o să influențeze foarte mult decizia copiilor lor de a alege anume Universitatea din Suceava. Toadar, care sunt recomandările tale pentru cei care vor să fie admiși în vară la Facultatea de Istorie și Geografie? Vorbim atât de studenții străini, cât și de cei din România și din Suceava. Ceea ce pot să le spun eu viitorilor studenți este faptul că ar trebui să aleagă cu ceea ce le cere sufletul, cu ce e pentru ce au vocație și ceea la ce ei se pricep cel mai bine. Deci asta este îndemnul meu. Faceți ceea ce vă place și nu lăsați ca anii de studenție să treacă așa ușor. Crezi că sunt șanse reale de angajare după absolvirea acestei specializări? Da, cred că da. Eu sunt un om ambițios și ceea ce mi-am pus ca scop, duc neapărat la capăt. Posibilități de angajare pentru cei ce termină relații internaționale sunt multiple, începând cu specialist în relații internaționale, specialist în comunicare și relații publice, analist în domeniul politicii externe, diplomat, dar până la diplomație mai avem de lucrat, dar posibilități de angajare sunt. Principalul este ca noi să ne dorim aceasta, să avem ambiție suficientă și perseverență și, cu siguranță, succesul va fi a nostru. Doamnelor și domnilor, încheiem seria interviurilor cu studenții Facultății de Istorie și Geografie, iar alături de mine se află Andrei Sefciuc, student în anul al doilea la programul de masterat Managementul Relațiilor Internaționale și a Cooperării Transfrontaliere. Bun găsit! Bine v-am găsit! Andrei, ai absolvit un program de licență, acum de masterat. Ce ți-ai propus să faci în continuare? Pe viitor aș vrea să depun candidatura la un program de doctorat în cadrul Facultății de Istorie și Geografie pe specializarea istorie. Aș vrea să merg mai departe cu studiile. Printre facilitățile pe care vi le oferă această facultate se numără și mobilitățile Erasmus. Ai fost plecat chiar de 3 ori cu o astfel de mobilitate. Cum a fost experiența? Ce ne poți spune? Am beneficiat de-a lungul celor 5 ani de facultate, 3 ani de licență și 2 ani de masterat în 3 mobilități Erasmus, dintre care 2 în Turcia și 1 în Polonia. În Turcia am fost prima dată în anul 2 de facultate în Trabzon, într-o regiune nordică la Marea Neagră. Apoi am reușit să ajung în Polonia, în Cracovia, un oraș extraordinar. Și în cadrul programului de masterat am reușit să studiez în Kayseri, în mijlocul Turciei, în partea centrală a Turciei. Pot spune că a fost ceva inedit. În Turcia am observat o cultură nouă, o limbă nouă, tradiții noi, o altă mentalitate, alte forme de relief, o altă infrastructură, o lume diferită, practic, ceva inedit pentru mine. Cât de benefice sunt astfel de experiențe pentru studenți? Din punctul meu de vedere sunt foarte benefice, deoarece avem oportunitatea de a studia într-un cadru internațional, unde nu suntem doar studenți turci sau români, unde am fost eu, au fost și studenți din toate țările Europei, din vest, din nord, din sud. Din punctul meu de vedere, ai de învățat de la fiecare dintre aceștia, pentru că noi, fiind uniți ca un grup, am trăit în același cămin, avem de învățat foarte mult unul de la celălalt, la fiecare țară. Este ca un curs la fiecare persoană în parte, pentru că fiecare are povestea lui despre țara lui, am vorbit despre politică, despre religie, despre tot ce înseamnă cultură în țări diferite și am avut de învățat foarte multe pe urma lor. Aceste prietenii cu studenții străini din alte țări au rămas și până în ziua de azi. Am fost, ne-am vizitat, ei au venit la mine, eu am fost la ei și sunt foarte benefice din punctul meu de vedere. Referitor la metodele de predare, dacă ar fi să faci o comparație, ce plusuri și ce minusuri ar avea specializarea de la USV? Comparativ cu ce a fost în străinătate, în Turcia este un sistem total diferit, în primul rând de notare, de predare. În Trabzon ne-am fost și am studiat, am avut ocazia de a avea lecții private cu profesori din cadrul Facultății de Istorie și a fost ceva extraordinar pentru mine. Am avut relația de profesor student, am avut și relația de prietenie, am legat o relație de prietenie și nu știu, a fost foarte ok.
Cu ce argumente solide venim în întâmpinarea viitorilor absolvenți de liceu? De ce ar trebui să aleagă această facultate și implicit această specializare? Universitatea din Suceava oferă o gamă variată de oportunități. În primul rând, biblioteca, echipament foarte modern, corpuri foarte noi, modernizate, oportunitatea de a studia, în primul rând, în străinătate, de a trăi într-un mediu internațional, oportunitatea de a obține burse de studiu și le urez actualilor elevi și viitorilor studenți să aplice cu încredere la universitatea noastră, pentru că nu o vor regreta. Și eu ce aș vrea să-i sfătuiesc în primul rând ar fi să aibă curajul de a ieși prin intermediul imobilității Erasmus în străinătate și de a observa o nouă cultură și un nou mediu. Cred că este foarte benefic, pentru că înveți să devii în primul rând independent, o să trăiești într-un mediu internațional și o să poți să deschizi mintea foarte bine. Și domnilor, aici se încheie ediția din această săptămână a emisiunii Se întâmplă la USV. Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava își deschide porțile și în această vară pentru viitorii studenți, iar pentru toți cei care doresc să studieze într-unul din domeniile științele sociale, științele politice, științele naturii sau științele umaniste, Facultatea de Istorie și Geografie este alegerea potrivită. Eu sunt Angela Flocea, vă mulțumesc pentru atenție, iar până data viitoare, toate cele bune!